În goana, după cumpărături pentru masa de Paște, părinții îi iau cu ei și pe copii. În magazin însă cei mici nu stau locului, așa că cea mai bună soluție este să le găsești ocupație. Asta s-a întâmplat cu prichindeii care și-au însoțit părinții la cumpărături într-un centru comercial. Ei au găsit aici un stand cu jocuri creative chiar de Ziua Internațională a Creativității și Inovației. Așa, foarte bine. Acum o desfacem. Asta nu ne mai trebuie, asta puteți să le puneți deoparte, da? Acum o desfacem. Asta să fie perpendiculară, da? O ridicăm pe asta în sus, așa, și o îndoim. Așa că în loc să alerge printre rafturi, micuții au învățat să facă diferite figurine din hârtie, flori din bucăți de fructe și au confecționat uimitoare farfurii pe care mai apoi le-au pictat cu ajutorul unui profesor de arte plastice. Prichindeii au primit baloane, dulciuri și au avut parte de face painting. Eu aici fac un coșuleț. Așa, și ce trebuie să faci? Să îndoim foi ca să facem diferite modele. Ce vei face cu coșulețul pe care îl faci? O să pun ouă în el. Le-am oferit posibilitatea de a-și testa imaginația și aptitudinile prin crearea anumitor activități. Acțiunile de acest gen vor continua și în perioada următoare, mai ales că micuții au nevoie zi de zi de activități recreative și distractive.